După un an de restricții dure în legătură cu pandemia de COVID-19, relaxarea condițiilor de trecere a frontierei i-a făcut pe moldoveni să-și strângă bagajele pentru a călători sau a pleca la muncă în străinătate. Doar că nu toți încearcă să treacă granița legal. De la începutul anului au fost înregistrate 460 de cazuri în care oamenii au prezentat teste COVID-19 false. Este vorba despre 108 teste ridicate pe sensul de intrare în Moldova, iar alte 346 depistate pe direcția de ieșire din țară. Alte 7 teste au fost depistate pe teritoriul Moldovei în baza informațiilor operative. În majoritatea cazurilor sunt falsificate datele de identitate. Deși testul PCR COVID-19 poate fi unul autentic, totuși acesta nu aparține persoanei care s-a prezentat în punctul de trecere. La fel sunt falsificate și termenii de valabilitate a acestui document. De fiecare dată, moldovenii încearcă să-și argumenteze faptele. Printre justificările care sunt expuse de persoanele care sunt documentate pe cazul de falsificare a testului PCR COVID-19, ar fi limita timpului pentru a-și perfecta un astfel de document. Financiar, când prețul este unul mai mic ca cel unui test original, la fel testul scutează persoana de autoizolare. Deși argumentele sunt diferite, măsura de pedapsă este aceeași pentru toți. Persoanele prinse cu teste false riscă amenzi de până la 32.500 de lei sau detenție pe un termen de până la 2 ani.